acolo, mai fac sus. Este drumul spre Mihai Viteazu. Pe care săriți în fiecare zi prin loc, nu? Oh, stai un pic, că s-o repara mult față de ce știam eu. Așa v-au învățat, că întâi i-ați sărit în gropi și a zis că e rău. Și acum s-au pus niște piatră în gropi și ziceți că e bine, nu? Că e bine. Oh, e bine față de cum era. Nu știu cât de bine, să se treacă ăsta de cinci. Da, da, aici. Da, da. Eu nu mă gândesc de treabă, că mă grijesc eu. Dacă nu cad, filmez. Încă n-am căzut. Păi am 25 de ani în transportul de auto, așa că știu să nu cad din mașină. Ori încercat unii să mă împingă și tot n-am căzut. Ok, aici e bine, mă. Păi pentru 200 de metri de drum de ăsta vă plângeți, mă, toată ziua. De-abia nu adorm călătorii, nu adormiți voi la volan. Și ce dacă se rupe mașina? Doar o reparație, dar și aia trebuie să trăiască. Vezi, aici am venit gropi cechisitorii. Și ce dacă? Lasă că propun să mute primarul pe strada asta și anunța să repară. Sau măcar un consilier local. Uite, v-au făcut și autostradă și tot vă plângeți. Mă, ce oameni! Vezi de mine? Mă fac mic să vezi. Și intrăm în Mihai. Pe vremuri era acolo o tablă că satul european, nu mai e satul european. E când circulă așa cu vehiculele lor.